Bună dimineața, bună dimineața, din ușa rulotei, ca să pot vedea și butoanele pentru a porni. Cum sunteți voi astăzi? Pentru ce sunteți recunoscători? Cum sunteți și pentru ce sunteți recunoscători? Eu că întâi că ieri a fost o zi minunată la Costinești. Am reușit să-i conving să mergem la Golful Francezului. E o plajă aici mai pustie. Și fiind umbră, am stat mult mai mult eu. Ei au venit să facă un pic de mâncărică. Dar eu, în sfârșit, pentru prima dată, am simțit că sunt în concediu. Am citit o cărticică deosebită pe care o să o, cu care o să discutăm mai multe instrumente din el în grupul care este în septembrie pentru contribuția în viața voastră, a familiei, a celor din jurul vostru și, în general, a umanității și a întregului univers. Ia să vedem. Deci, haideți să vă arăt un pic marea. Acolo unde aici sunt ne face să credem mai puternici decât Dumnezeu, se liberează de suge și declarează un Dumnezeu lion de ori. Da, right, te rog, de bel pot de poc, all nine shorts poi te mi-o. E important să fim în armonie cu natura și divinitatea ta. Cu bărcuțele pescarilor. A început să iasă și soarele, dacă ploua, nu te-am câteva picături. Și oameni care se mai bălesc. Soarele vedeți cu toate raze, ca un evantai și am trajuns cu fața spre Pavel, că e în umbră. Acum cred că o să trească să mă mut. Plănuia tot așa, pentru că a ieșit soarele acolo. Și nu știu dacă ne vedem bine. Și săptămâna asta am introdus noi instrumente, să folosim valurile. Trebuie să ne adaptăm în mers. Și orice ne implică să ne adaptăm la schimbările care sunt în jurul nostru, în ceilalți, în natură, în încăperile în care suntem, în locațiile în care suntem. Vreți să eliberați, distrugeți și decreați de un Dumnezeu lion de ori? Da, right and wrong, good and bad, pot de poc, all nine shorts, poets and beyond. Right and wrong, good and bad, pot de poc, all nine shorts, poets and beyond. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pot and pot, pot and pot, pot and pot. Pentru cei noi, mă numesc Simona Ianiță Mărgărit, bioenergoterapeut, tehnician nutriționist. Sunt specializată pe eliberări emoții prin diverse metode, pentru că fiecare este diferit și de aceea rezonează mai mult cu anumite metode de curățări. Regresie, reiki, bioenergoterapie, vizualizări, interpretare, desene, vise și de câțiva ani sunt fascinată și de access. Această frază care ați auzit-o de curățare, se numește fraza de curățare access, care e o frază magică, găsiți pe theclearingstatement.com mai multe. Ideea e să nu o înțelegeți neapărat cu mintea
mintea conștientă, pentru că ea este făcută tocmai să nu fie înțeleasă de minte și să meargă direct la subconștient și să curețe profund. Să curețe atât de profund încât acel blocaj care este să fie regresat, să fie dus înapoi pe firul timpului, la sămânța care a fost și de acolo să fie distrus pentru a nu mai reapărea. Multe tehnici e posibil să apară iarăși noi rămurele din acel blocaj cu noi aspecte. În cazul ăsta nu se poate. Noi deja de vreo 2 luni ne întâlnim și facem diverse curățări cu schimbări majore. În fiecare zi, în ultimul timp, primesc și alte feedback-uri, o să mai, și inclusiv video, o să mai pun pe canalul meu, Simona Ioniță Eden Center, pagină și grup. Și pe Facebook, da? De exemplu, s-a alăturat cineva, Iuliana, s-a alăturat acum 2 zile și din prima zi se simțea mult mai ușurată, simțea că se subția conexiunea cu un blocaj care îl are de câțiva zeci de ani buni. Ieri iarăși îmi povestea Simona că s-au întâmplat multe lucruri frumoase în viața ei pentru care mi era recunoscătoare, mie și acestui grup, pentru că, de fapt, co-creăm împreună cu energia noastră, ne ajutăm să fim disciplinați, să fim mai organizați și să fim mai puternici, pentru că câștigând din această sinergie 1 plus 1 fac 3, să aruncăm din aceste mizerii, din câmpurile noastre. Îmi povestea că fata ei s-a găsit în sfârșit un job și nu numai atât. Anul ăsta, neavând job, n-a putut să plece în vacanță și trainingul pentru acel job îi se face la un hotel de lux undeva și cu ocazia asta are și vacanța mult dorită pe anul ăsta. Și în plus la ea spunea că vin foarte mulți copii. Și înainte atrăgea copiii, dar acum a zis că era ceva deosebit. Era fascinat copilul ăla. Deci, efectiv, copiii sunt numai intuitivi. V-am spus că ar trebui să ne întoarcem spre ei și să ne păstrăm cât mai mult din acea inocență a copilăriei. Ei văd aura, văd câmpurile. Și era convinsă că tot datorită acestui grup se datorează acea experiență extraordinară cu copiii din ultimul timp, pentru că ei văd aura și fiind mai expandată, fiind mai curățată, sunt fascinați și mai mult de ea. Deci ideea acestui grup e să vă dea puterea mâini și să realizați că dacă doriți să vă schimbați viața voastră și a celor dragi, puterea e în mâinile voastre. Totul e să ieșiți din zona de confort, din fotoliu sau de cine știe ce înseamnă pentru voi zona de confort și să vă dăruiți vouă o oră pe săptămână, în ziua respectivă, dacă puteți, în jurul orei 8 când ne întâlnim noi, dacă nu, timpul zilei. Și seara, să spuneți măcar 10 minute acele formulări magice, multe din Access. E un grup în care lucrăm prin diverse instrumente pe care le-am învățat de-a lungul celor 25 de ani. De 15 ani, practic, e mai intens și de 10 ani full, numai a partea asta terapeutică. Și sunt multe instrumente care fie le-am învățat colindând prin toată lumea, am fost până și în Peru și în fine, Asia, India și mai multe, fie China, fie instrumente care le-am primit de la Univers. Și de multe ori aceste sesiuni sunt magice pentru că primim și instrumente aici, efectiv, apar diverse situații, fiecare zi și sesiune o închidere cu surprize că plec de la o idee anume ce să cuprindem, dar Universul știe el mai bine ce e potrivit în funcție de energia participanților și ajungem la alte aspecte pe care nici nu le puteam gândi. Și poate de multe ori, inițial, grupul a pornit pentru a face 20 de minute formulările împreună și apoi am ajuns acum în programul avansat de vindecare a trecutului și la oră 40 am stat, cred că ieri. Pentru că apar lucruri de curățat și ok. Ieri am introdus și o formulare nouă pe care o să o spunem și astăzi, dar eram curățat vreo 20 de minute, cred că, pe ea. E o formulare legată de talentele și abilitățile voastre, dar pot să fie talente și abilități și din alte vieți, pot să fie, da, le folosi pe întuneric în alte momente și
acum să vă fie teamă să le folosiți și am făcut diverse curățări. Cine dorește mai mult poate să ia programul. E doar, prin donație, doar 199 de lei acum, până la sfârșitul acestei luni, apoi o să fie 497, pentru că e vorba de mai mult de 30 de ore structurate în care vă ia cineva de mână și vă duce efectiv din punctul A în punctul B. Eu l-am evaluat ca 1000 de euro, dar de fapt e mult mai multe mii de euro. Dacă v-ați duce într-un program personalizat, care chiar să aibă rezultate concrete, personalizat pentru voi, ar fi mult mai multe mii de euro. Întrebați pe oricine să faceți un coach și un program clar. Dar ideea este să fie un preț accesibil pentru oricine, o cafea pe zi pe care poți să o dai și oricum, oricât n-ai avea venituri, dar să dai și valoare un pic. Inițial am făcut un grup de 21 de zile gratuit, erau 100 de oameni și doar vreo 20 au făcut programul. Deci nu asta e ideea, ideea e să dăm o regăritare la porci, ideea e să ne impactăm cât mai mult viața noastră, să avem o disciplină, să ajutăm, să ne ajutăm pe noi, pe cei dragi și pe cei din jur și să avem un pic de ceva care să ne împingă de la spate și din păcate se pare că banii pentru unii în lumea asta materială semnifică asta, ca să nu pierd că am dat ceva. Dar sunt și oameni foarte care am mai lucrat de mult, care sunt foarte disciplinați în program și ele au acest ajutor din interiorul lor. Ce vă recomand, ideal să vă luați un partener care efectiv să vă mai împingă un pic de la spate. Ai făcut, chiar dacă e doar partea asta de vinerea gratuită, apropo, puteți să vă înscrieți ca să ținem ușor legătura pe bit.ly/recrearezi. Aveți link-ul pe Facebook, Simona Ionită Mărgărit sau Simona Ionită Eden Center. Și acolo aveți opțiuni pentru sesiunea. Le-au făcut zilnic, repetând aceleași, până și-au dat seama că totuși au nevoie de mai mult și că vor și programul întreg. Pentru că, efectiv, programul ce înseamnă? Înseamnă o clădire cărămidă pe cărămidă, de la un nivel mai jos. Dacă sunteți foarte, foarte nou în acest mod de lucru, vă recomand programul de 21 de zile, care este baza, e 297 de lei. Și puteți apoi face o sesiune din vindecarea trecutului dimineața cu noi, o sesiune din cele 21 de zile, acelea sesiuni mai scurte, în jur de 40 de minute, 50 maxim. Și totul depinde de voi, de fapt. Mesajul meu este că puterea e în mâinile voastre, cautați-vă calea și găsiți-vă modul să vă transformați și ieșiți din poziția de victimă, persecutor, salvator, de obicei suntem victimele în acest al triunghi al lipsei de putere, și luați-vă puterea în mâini și realizați că puteți face lucruri. Și ați văzut în mărturii oameni care în simplu două zile și-au schimbat viața cu totul, a devenit pentru soț modelul, soțul a intrat și el în program și în două, trei zile și copilul și-a schimbat atitudinea cu totul. Pentru că noi suntem aceste câmpuri energetice și această aură, interacționăm între noi și vrem, nu vrem, luăm lucruri și mai plăcute, dar trebuie să ne dăm acordul, dar din păcate și neplăcute. Am vorbit în program de, pe lângă curățare, în fine, portaluri, demoni, entități, ființe infinite care rămân, vor să plece din, își dau acordul să plece din corp și apoi rămân prinse și ajungem să avem și câte 20 de suflete în corpul nostru prinse și apoi cu cine, nu știu, cu cine facem terapie, cu cine facem dragostea când suntem așa mai mulți în corp. Și tot ce a scos asta, suprafață eliberați, distrugeți și te creează unde este de ori, dar write a rogu de bepo de pocol, n-ai șos poți în bion. Write a rogu de bepo de pocol, n-ai șos poți în bion. Pocă-n pot, pocă-n pot, pocă-n pot. Și diverse aspecte, v-am spus, care sunt aduse de diverse lucruri care se întâmplă în jurul nostru, au tot fost curățate de fiecare dată altceva și altceva și mult mai mult de doar vindecare trecută și creare viață. Ce a trebuit să fie atunci și ce ne-a lăsat universul să curățăm? Ok. Haideți să începem cu formulările generale, că așa putem vorbi până mâine. Deci totul depinde de voi,
să vă găsiți calea voastră, să, în primul rând să conștientizați că e ceva de schimbat și apoi să cereți Universului să vă dea metodele potrivite vouă, nu știu, maestru, seminarul, cartea, orice. Dar seminar, nu luați doar un seminar dintre ăsta care vă dă informații. Ce facem noi aici e o transformare, o schimbare. Pentru că multe seminarii îți dă informațiile practică tu acasă singur și nu mai ai timp, energie și nu-ți mai aduce aminte și focus, da? Luați-vă ceva în care faceți acolo mare parte din lucru, în timpul workshop-ului, da? Să fie ceva experimental și transformator. Ok. Haideți să ne jucăm un pic cu ceva ce voiam să ne jucăm, cu energia corpului. Tot am vorbit ieri de fizica cuantică. Haideți să simțiți energia corpului, că sunt încă oameni care zic că energia nu există, deși fizica cuantică a demonstrată de nu știu când. Fizica cuantică a demonstrat numai atât, că noi suntem creatorul vieții noastre prin observator. Citiți despre experimentul cuantei. Deci, efectiv, acel proton sau electron, nu mai știu ce trecea prin fantă, se comporta diferit dacă noi ne uitam la el sau nu ne uitam. Traiectoria pe care o lăsa era total diferită, tocmai pentru că noi suntem conștiință, energie și influențăm ce e în jurul nostru. Tocmai de aceea noi folosim acum orice e în jurul nostru. Și natura, și marea, și epava, și scaunul pe care stăm. E conștiință, e materie, da? Vibrează. Atomul e 99,9% aer. Rest, e materie, acea materie neagră care vibrează, care e de fapt Universul, această energie universală, această divinitate pe care o numesc unii, da? Deci noi conlucrăm. Corpul nostru, am învățat foarte mult în aceste programe să punem întrebări și să aflăm ce ne potrivit nouă și avem și un curs de acces, sâmbătă o să fie unul și pe la sfârșitul septembrie, începutul noiembrie, încă unul în care lucrăm mai mult cu aceste instrumente să aveți încredere în răspunsurile care vi le dă corpul vostru. Dar corpul știe orice. Totul e să-l întrebați și să exersați pentru a face această trăire în 10 secunde, se spune în Access. Da? Adică iei decizia doar pentru următoarele 10 secunde și apoi și trăiești clipa, trăiești momentul, bucuria momentului. Da? Luând deciziile cele mai potrivite ție, care îți aduc în viitor, în 5 ani, în 10 ani, cât mai multă contribuție în viața ta. Ok. Ieri am lucrat mult și pe a ieși din cutie, a ne exprima așa cum suntem. Și mai multe sesiuni am lucrat asta, că de acolo vin multe bube. Haideți să vedem inima noastră, cât de expandată e, cât de deschisă este în această lume, da? Și putem spune chakra inimii sau centrul inimii, da? Energia centrului inimii. Și efectiv începem cu mâinile de departe, foarte departe. Pot să fie în dreptul inimii, dar nu neapărat. Noi simțim și de la distanță. Deci, foarte încet, începeți cu mâinile din exterior energia centrului inimii și vedeți ce simțiți. La un moment dat, o să fie ca un balon, o ușoară rezistență. De la mine e aici. Și dacă dai mai departe, treci prin acea bulină și e iarăși ușurință. Vedeți unde e la voi energia centrului inimii? Unde este acum centrul inimii? Ok. Și hai să facem niște curățări pe inimă, pe ieșirea aceasta din cutie, să vedem apoi unde a ajuns. Tot ce a scos aceasta la suprafață, tot ce a scos această așezare în cutie de către societate, de către prin educație, de către părinți, de către reguli și tot ceea ce această lume. Vreți să eliberați, distrugeți și decreați de unde trebuie de ori? Da, right a wrong, good a bad, po de poc, all nine shores, poets and beyonds. Right a wrong, good a bad, po de poc, all nine shores, poets and beyonds. Right a wrong, good a bad, po de poc, all nine shores, poets and beyonds. Poke pot, poke pot, poke pot, po de pot, po de pot, po de pot. Și ce ar fi dacă tot ce am fost învățați în această lume, de fapt, e greșit? Și cum ar fi dacă ați întrebat de fiecare dată corpul vostru dacă e adevăr sau minciună acel lucru? Și tot ce scoate asta la suprafață, eliberați distrugeți și decreați de un zilion de ori. Orice rezistență în a folosi înțelepciunea
voastră, interioară. Vreți să eliberați distruge și de creați de un Dumnezeu lion de ori? Da, raitero, gudebe, podepoc, all nine shores, poets and beyonds. Raitero, gudebe, podepoc, all nine shores, poets and beyonds. Pokempot, 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 podempot, podempot, podempot. Și cum ar fi dacă ne-am trăit viața așa cum suntem cu adevărat, atrăgând în jurul nostru persoanele, evenimentele, oamenii care ne plac așa cum suntem și cu care suntem în armonie și la care nu mai trebuie să ne punem măști, protecții prin câmpurile energetice, de frică de a nu fi acceptați, iubiți, respinși, de a... etc. Și tot ce scoate asta la suprafață, eliberați-vă și de creează un Dumnezeu lion de ori. Da, write a rog, udebe, podepoc, all nine shores, poets and beyonds. Write a rog, udebe, podepoc, all nine shores, poets and beyonds. Pocampot, 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 podempot, podempot, podempot. Explozie de foc divin ca la bimbangul inițial de creație al Universului din inimă. Explozie de foc divin care dislocă ca o coajă de o crapă tot ce e întunecat în aura voastră, în aceste protecții malefice care sunt pregătite acum să se elibereze în sus. Explozie de foc divin. Și de fapt, nici nu e bine și rău, malefic și luminos. E doar energie. Aceasta ne duce în dualitate. Important e să trăim în acceptare a tot ceea ce este. Pentru că totul are scopul lui și totul depinde de înțelesul fiecăruia asupra lui. Și orice rezistență de a trăi în afara dualității judecăților, vreți să eliberați frâșii și de creați de unde zilele de ori? Da, write a rogu de bepo de poc, all nine shorts, poets and beyonds. Write a rogu de bepo de poc, all nine shorts, poets and beyonds. Poc, pot, poc, pot, poc, pot. Poc, pot, poc, pot, poc, poc. Poc, pot, poc, pot, pot, pot. Sunt point of creation, point of destruction. Este o versiune versiune prescurtată a frazei de curățare, da? Ok. Și realizați că aveți mai multă putere, puteți crea mult mai mult dacă ați trăi așa cum simțiți voi în afara acestei cutiuțe de a vă potrivi în această lume și cât realizați că, de fapt, sunteți diferiți de ceilalți și munciți și vă consumați energia pentru a vă pune în această cutiuță a celorlalți și a fi ca ceilalți, în loc să vă folosiți unicitatea voastră care e exact darul vostru. Și tot ce scoate asta la suprafață, orice împiedică să vă folosiți darurile și abilitățile voastre pentru... vă îndepliniți scopul vieții și aduce mai multă contribuție în această lume, în creșterea conștiinței universale. Vreți să eliberați distruge și de creați de un Dumnezeu de ori? Da, write a rog, de bepo, de poc, all nine shores, poets and beyonds. Write a rog, de bepo, de poc, all nine shores, poets and beyonds. Poc, 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 poc. Ok, haideți să simțim chakra inimii acum. Porniți de departe și spunem energia centrului inimii. E mai mare? Deci vedeți unde e acea rezistență și după care e iarăși ușurință în a trece. Deci noi compresăm efectiv acea energie. Și o simțim. Și acea energie, apropo, e și în palmele voastre. Palmele voastre sunt palme pranice. Degetele voastre au efectiv lasere din vârful lor care se prelungesc poate și metri în jurul vostru. Orice ne împiedică să folosim degetele și palmele magice pentru vindecarea noastră și a celorlalți și pentru binele nostru înalt, în drept divin. Vreți să eliberați distruge și de creați de unde se le îndor? Da, rai te rog, udebe, podepoc, all nine shorts, poite. Rai te rog, udebe, podepoc, all nine shorts, poite, biot. Pocă pot, pocă pot, pocă pot. Pocă pot, pocă pot, pocă pot. Și orice ne împiedică să ne aduce misiunea noastră în această lume. De exemplu, la mine la 6 au venit unii exact lângă rulotă cu o boxă mare, au scos-o afară cu manele și cu toate nebuniile. Tot am zis că pleacă până la urmă, a trebuit să mă duc să-i dau afară. Și mi-a stricat un pic armonia, îmi făceam terapiile mele. Și apoi am ațipit și
Mi-a fost mult mai greu să mă reașez, să mă readun, să facem ce avem de făcut acum, să fiu la cu aura expandată. Tot ce a scos asta la suprafață, de orice vă lăsați dezarmonizat, dezechilibrat, orice vă ține, orice își bagă codița să vă țină în deplinirea scopului vieții voastre și ce aveți de făcut în a impacta conștiința universală, a crește conștiința universală pe această lume. Vreți să eliberați distrugerea și de creați de multe zile de ori? Da, right or wrong, de bepo, de poc, all night shorts, poi te ambion. Right or wrong, de bepo, de poc, all night shorts, poi te ambion. Poc, pot, poc, pot, poc, pot. Poate, pot, poate, pot, poate, pot. Și apropo, dați un like, dați un subscribe la video ăsta, dați un share pe câmpul, în dați un share în pe programul, în wall-ul vostru de Facebook. Poate cineva își ia de acolo un instrument care e de folos. Poate cineva nu știu, rezonează cu tehnicile și se ia în serios și pe el în fiecare dată și odată poate și alege ceva structurat care să-l ia din punctul A în punctul B și să schimbe lucrurile. De ce nu? E și ăsta un mod să ne să ajutăm pe ceilalți. Soluția, să știți, nu este acea împingere cu forță, acea a sta cu gura pe cineva, schimbă-te, schimbă-te, fă ca mine că știu eu mai bine. Atunci oamenii se simt agasați și își pun acele protecții în aură, da, de care vorbeam, și apoi ca să rezolve acel aspect, ei trebuie să lupte, să consume energia proprie și spargă acele rezistențe, acele bariere care le-au pus din cauza noastră. Noi, e important să fim o invitație. Să fim o invitație, un exemplu pentru ceilalți. Îi spunem de maxim 2-3 ori ceva ce avem să-i spunem și apoi, uite, eu sunt aici. Când ai nevoie de ajutor, pot să te ajut să spun ce am făcut eu, cu ce m-a ajutat pe mine. Cum am ieșit eu din situația, o situație asemănătoare. Dar puneți, nu știu, o carte, dați un video, un seminar, lăsați liberul arbitru. Nu se, nici până spuneam entitățile de lumină cu care lucrăm, fără să le invocăm, să le dăm acordul să lucreze pe noi în schimbare, în transformare, nu o fac. De ce un om sau un umanoid, am vorbit în program despre diferența dintre cei doi, ar face acest lucru? Poate umanoidul, dacă îi dea un challenge, nu ești în stare să o faci, hai că ar face-o. Umanul din cotră l-ai pune jos, s-ar asfunda și mai mult în victimă, nu pot să fac, sunt prea mic în lumea asta. Vorbisem ieri, apropo, de povestea Ridichei și învățăturile din ea. Venise acum vreo două zile, ne întreba copilul de poveste. Deci, acel șoricel, oricât era el de mic, chiar dacă copilul zicea, poate a făcut sală, a făcut gimnastică, de era foarte puternic. Oricât era el de puternic, era un mic șoricel totuși, era un impact mic în această lume. Dar totuși era exact acea picătură în ocean care lipsa pentru a scoate Ridichea sau a crește conștiința universală, cum lucrăm noi acum. Da? Deci nu contează, oricât de mic ați fi, puteți face schimbarea. Și orice a scos asta la suprafață, să eliberăm acest lucru. Orice altă învățătură din povestea Ridichei, care ar fi? Că toți suntem împreună și împreună putem realiza mult mai mult, putem schimba lucrurile. Toți suntem picături în ocean și putem purifica acest ocean dacă ne-am purificat fiecare pe noi înșine și am mai purificat și câteva picături în jurul nostru. Și tot ce ne împiedică de acest lucru, să fim împreună și să impactăm mult mai puternic împreună și să ne accesăm puterea interioară, să realizăm că nu, chiar cât de furnicuți am fi pe această planetă, noi putem face schimbări și impactări, transformări, în, chiar în întreaga planetă. Vreți să eliberați distrugerea și de creați de un milion de ori? Da, right or wrong, de bepo, de poc, all nine shorts, poids and beyond. Right or wrong, de bepo, de poc, all nine shorts, poids and beyond. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pod and pot, pod and pot, pod and pot. Oh.
Nu știu, și tot voiam să spun ceva ce am mai făcut în program, dar cred că nu mi se dă voie, că tot mi-mi vine în cap și apoi fuge, dispar. E ok. Cine vrea să lucreze poate să ia programul oricine, până și un copil, așa că nu e problemă. Da. O cafea pe zi, da? Sau un suc care poate nici nu ne face chiar atât de bine. Ok, hai să începem cu formulările. În primul rând, cele generale, care sunt în programul de 21 de zile, adaptate specific pe ce lucrăm noi acum. Da? Și apropo, n-am avut timp încă nici să anunț cu concediul ăsta. Deci în programul continuă și în lunile următoare. În septembrie suntem cu contribuția în viața noastră a celor dragi, a tuturor, a umanității, a universului în general, pentru a co-crea mai mult această viață orgasmică la care am lucrat luna aceasta. Dar ne-a focusat un pic mai mult pe vindecare, trecut și karmă. Apoi, în octombrie o să lucrăm pe bani, în noiembrie o să lucrăm pe relațiile cu noi înșine și cu partenerul și cu cei din jurul nostru. Și tot așa, sunt teme pe care voi le-ați votat, o să continuăm cu ele continuu. Mă gândeam să fac și un grup în engleză, gratuit de 21 de zile iarăși, cândva în lunile următoare. Dacă știți engleză, puteți să vă alăturați și voi și o să-l facem seara. Cred că în jurul orei 7 atunci, pentru că văd că unii s-au plâns că în unele țări e prea dimineața, e prea târziu acolo, în America, de exemplu, cum e cineva în program. Și cu toate astea rezistă. De multe ori a fost venit live, era ceva 1-1 jumate la ea și rezista live. Pentru că la fel și a văzut se schimbări majore, încă nu mi-a dat feedback-ul, dar a zis că sunt schimbări majore doar. Ok. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Noi am tot făcut instrumente, tot puneam că nu degeaba cărămidă pe cărămidă acest program. Tot apăreau instrumente, deci puteți inspira, expira prin inimă ca la harmat, puteți tonifia perineul, poate chiar ridica abdomenul în sus, puteți, când inspirați, inspirați de jos în sus, umerii pe spate, pentru că noi, din păcate, de multe ori luăm jumătate din cantitatea de oxigen de care avem nevoie, da? Și nu e prea bine pentru corp, pentru că atunci toxinele emoționale care le aruncăm din corp, prin expirație, sunt mult mai puține decât ar trebui să fie. Puteți folosi valurile care vin, valul vine și ia ce întunecat cu el când pleacă. Da? Încercați, spuneam că noi suntem diferiți. Tocmai de aceea am studiat multe instrumente, am acreditare și de liberă practică pe bioenergoterapie, nutriție și mai multe acreditări internaționale pe terapeut de mai multe. Ideea este terapeut Harmat. Ideea este să de practic healing, de fine. Ideea este să folosiți ce se potrivește voi. Eu vă dau mai multe instrumente. Am făcut până și gimnastică. Ideal ar fi ideal 20 de minute înainte și să pornim energia, 20 de minute după să așezăm energia, să facem și să îmbinăm practica asta energetică și cu un pic de mișcare în corp. Am făcut exerciții la Pranic Healing în program. Deci ideea e încercați și vedeți ce e potrivit vouă și nu trebuie să le folosiți pe toate. Și imposibil să le folosiți pe toate. Ideea e să vedeți care curățare e pentru voi și să, în viitor, când aveți nevoie mai de ea, să vă vină automat în creier prin aceste 21 de zile. Asta facem. Să facem noi conexiuni neuronale, cred că o să fie chiar 23 luna asta. O să facem noi conexiuni neuronale ca ulterior, când aveți nevoie, să vă duceți la instrumentul care ați rezonat și să vă rezolvați ușor situația. Pentru că atunci când vă ține gâtul, simțiți o presiune pe inimă, e ceva în neregulă în câmpurile voastre energetice, dacă e foarte proaspăt, acel dop nu e înșurubat foarte bine și puteți, aveți puterea să-l eliminați cu oricare din instrumentele cu care lucrăm. Dar ce facem? Noi lăsăm acolo luni și luni și ani și ani și începem, presiunea la inimă se transformă în boală de inimă, sau vai de ce n-atrag partenerul, vai de diverse probleme emoționale, mentale, etc., dacă nu au ajuns neapărat în fizic. Și atunci o să aveți nevoie de un ajutor din exterior ca să poată deșuruba acel dop sau ajutorul unui grup ca acesta, care efectiv, când începe să deșurubeze dopul, simțiți rece, caldurile, presiune, gâdilat și ajutați prin anumite metode de curățare.
mai profunde. Și tot ce a scos asta la suprafață și strănutul e tot eliberare, da? Nu puneți mâna la gură, da? Ideea să aveți intenția să ducă sus în lumină toate aceste toxine emoționale, să nu le lăsați să vină la gura voastră, da? Și tot ce a scos asta la suprafață eliberați destul și de creează un serion de ori. Da, right a rogu de bepo de poc all nine shorts poets and beyond. Right a rogu de bepo de poc all nine shorts poets and beyond. Poc and pot, poc and pot, poc and pot. Recunoștința, folosiți-o. Pentru ce sunteți recunoscători voi astăzi? Eu, apropo, sunt recunoscătoare că ieri la plaja aia pustie am văzut și delfini. Și ce jucăuși erau, sărau cu burta în sus. Și erau și mulți pescăruși că ei se hrăneau. Știți cum fac delfini. Chiar s-auzeau sunete de la ei. Ei încercuie bancul de pești și peștii se adună la un loc și erau și pescăruși. Cei care erau la suprafață îi luau pescărușii. Și orice vă împiedică să vă conectați cu minunăția naturii, orice rezistență de a merge în ceea unde simte corpul vostru să mergeți. Că apropo, eu pe ai mei de multe ori trebuie să-i târăsc copilul că m-am săturat de bălăceală. El, care e zodie de apă și nu-l scoți din apă cu orele. Și când a ajuns acolo, plajă curată, frumoasă, apa curată, nu cu alge ca aici. Wow! Și apoi au început miracole de-astea cu lucruri frumoase care au mai apărut. Inclusiv delfinii care au fost cireașa de pe tort. Orice vă împiedică să faceți ceea ce simte corpul vostru care are nevoie pentru a se armoniza și a se echilibra. Vreți să eliberați de suflet și de creați de unde de zile de ori? Da, right or wrong, udebe, podepoc, all nine shorts, poids and beyond. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pot and pot, pot and pot, pot and pot. Spuneam că el are conștiință, inteligență. El vă poate ghida care sunt roșiile din piață fără nitriți și mai naturale, da? El vă poate ghida unde să, în care magazin să mergeți să cumpărați pantofii care vi doriți. Căutați atunci. Vă poate dărui multe, totul e să-l întrebați și apoi să-i urmați îndemnul. Chiar dacă n-are sens, chiar dacă pare aberant, chiar dacă n-are logică. Partea asta energetică nu e pe logică, nu e pe dar nu cuștii nimic din asta și cheltui mult mai mult. Cum am făcut câteva turnee în țară, cu seminarii gratuite, stăteau doar la aparate. Totul e ce trebuie să fie, pentru că de acolo se creează niște lucruri în lanț care n-ai cum să le știi să le accesezi. Totul e să mergi, am spus, cu ce simțiți că vi se potrivește două, da? Amin, amin, amin. Ok. Eram debil a doua. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Și totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Și totul vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie, inclusiv vindecarea trecutului și crearea unei vieți orgasmice. Tot ce împiedică acest lucru eliberați de și de creați de un zilion de ori, da, right a rogu de bepo de poc, all nine shorts, poids and beyond. Right a rogu de bepo de poc, all nine shorts, poids and beyond. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pod and pot, pod and pot, pod and pot. Viața orgasmică nu are absolut nicio legătură cu sexul. Viața orgasmică înseamnă o viață în armonie, în prosperitate, nu în abundență, că poate fi și abundență de facturi, da? În prosperitate, în toate arile vieții, nu numai financiar, în toate arile vieții, pentru că noi suntem o ființă infinită care avem acces la această sursă infinită și ați învățat tehnica în care efectiv vă accesați această sursă infinită și rămâneți accesați și dați din prea plinul vostru, dăruiți celorlalți. Și orice vă împiedică să fiți orice vă împiedică să fiți prea plin, să fiți conectați la sursa infinită a universului. Și apropo, dacă voi nu sunteți în prosperitate, în acest univers spiritual
în acest univers abundent, cât de spiritual sunteți voi de fapt? Deși mulți ne credem spiritual, că și-am trecut și eu prin asta, și partea asta nu trebuie neapărat, ai mulțumirea sufletească, energetică, nu trebuie neapărat financiar. Dar tu dacă stai în stresul cu ce plătești factura, cum poți fi spiritual cu adevărat? Și cum poți impacta pe ceilalți când tu ești un gol? Când tot timpul trebuie să torni doar în paharul tău care nu dă pe deasupra ca să-l dăruiești celorlalți? Și cum ați putea ajuta mai mult pe ceilalți? Fiind prosper, având foarte mult și bani. Spunem bani, că vrem bani, dar ne e teamă să spunem și bani. Și universul, apropo, cere și ți se va da, da? Cum putem ajuta mai mult pe ceilalți? Având prosperitate și bani, în exces, ca să dăruim ori de câte ori simțim corpul nostru și noi simțim că am vrea să ajutăm, sau în lipsă și frici și supărări? Și tot ce scoate asta la suprafață, vreți să-i liberați de sufle și de creați de un vesel de ori? Ori de câte ori, te-am mai curățat și ieri pe asta, dar se pare că e important, ori de câte ori credeți că aveți dreptul doar să dăruiți, nu să și primiți, vreți să-i liberați de sufle și de creați de un vesel de ori? Da, raite rogu de bepo de poc, all nine shorts poi simbios. Poke pot, poke pot, poke pot, podem pot, podem pot, podem pot. Și mulțumesc că cârlionților mei, de Shirley Temple, care am apărut iarăși de la apă. Și părului meu, îmi place părul așa cum este. Și amplificați cu orice mulțumiți voi în viața voastră, da? Îmi place și culoarea lui, nu vreau să-l vopsesc niciodată. Îmi place și tendința lui de cârlionțare. Ce vă place la corpul vostru? Apropo, că tot ziceam, vorbeam de vorbit cu corpul. Corpule, ce vă place? Bravo! De multe ori îl biciuim pentru că hai că are și el un pic de burtică sau cine știe ce nu vă convine la el, da? Dați-i mulțumire pentru ce are și o să vedeți cum el se ajustează și vă aduce și mai multă mulțumire. Acceptați-l așa cum este și faceți ce simțiți. Mâncați ce vă spune corpul vostru să mâncați. Mișcați-vă când vă spune corpul vostru să vă mișcați. Faceți o echipă cu el. Și nu îl biciuiți și vă dislocați de el, cum din păcate mulți dintre noi o fac. E și el acolo ceva. Nu e și el ceva acolo, pentru că nu degeaba ai bătaie pe corpurile din acea întrupate. Pentru că sufletul poate realiza mult mai puțin, are poate mai multă înțelegere, dar fără corp nu poate simți, nu poate trăi, nu se poate manifesta, nu poate învăța lecțiile. Și tocmai de aceea ne naștem cu un scop clar în această viață de a învăța lecțiile. Și tot ce a scos asta la suprafață, orice ne împiedică să facem o echipă cu corpul nostru, să-l ascultăm, să-l întrebăm și să-i mulțumim pentru ce este. Vreți să-i liberați de suge și de creați de un veselion de ori? Da, raite rogu de bepo de poco, all nine shorts poiți în bion. Raite rogu de bepo de poco, all nine shorts poiți în bion. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, pot în pot, pot în pot, pot în pot. Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, a familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, a familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, a familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, a familiei mele și de neam? Și cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, a familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, liberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru, eliberați de și de creați de un zilion de ori, da, raite rogu de bepo de poc, all nine shorts poți în bion. Raite rogu de bepo de poc, all nine shorts poți în bion. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, pot în pot, pot în pot, pot în pot. Și ce nu v-am spus vinerea trecută, puteți adapta unele din aceste întrebări, pot fi adaptate pentru orice arie din viață. Vedeți cu care rezonați și puteți adăuga la sfârșit, sau în fine, spuneți doar aceea dacă aceea aia e pregnantă. De exemplu, cum poate deveni mai bine viața mea având prosperitate financiară, dacă pe partea financiară aveți probleme? Sau ce energie, spațiu, conștiință pot fi eu și corpul meu pentru a crea o nouă realitate financiară sau pentru a avea bani? Na, să spunem cu clar.
Și o formulare interesantă, avea bani mai mulți decât, chiar mai mult decât Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e un număr infinit, e abundența Universului, da? Ok. Și cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Valul, perineu, ceas rezonat, inspirația pe inimă. Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Și cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Și cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Și cum poate deveni mai bine de atât viața mea, eliberând cu ușurință karma mea, familiei mele și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru, eliberați de și de creează un zilion de ori. Da, write a rog, de bepo, de poc, all nine shorts, poi and beyond. Write a rog, de bepo, de poc, all nine shorts, poi and beyond. Poke pot, poke pot, poke pot. Podem pot, podem pot, podem pot. Oh. E această deschidere de către univers de care vorbeam. Să vă aducă oportunități pe care să le și vedeți. Mulțumim ființelor de lumină închinate luminii, slujba luminii, care sunt mereu cu noi ori de câte ori lucrăm. Le rugăm să ne dea energia optimă, de vibrație optimă, locurile optime pentru fiecare dintre noi, păstrarea integrității câmpurilor noastre. Le rugăm să ne dea instrumentele potrivite nouă în fiecare acel moment. Ne dăm acordul să lucreze pe noi, să ne ghideze către îndeplinirea scopului vieții noastre, să ne dea semne vizibile ca să ajungem acolo și în special spre vindecarea trecutului a karmei și crearea unei vieți orgasmice. Amin, amin, amin. Și care să programau exact structura pe care să o urmărească și mintea, maimuțica noastră. Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și totalitatea trecutului? Posibil pentru vindecarea cu ușurință și totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam. Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea Raite rogu de bepo de poc, all nine shorts poi zebios. Poke pot, poke pot, poke pot, podem pot, podem pot, podem pot. Și nu mai e soare, ia să ne întoarcem și către epav. De ce nu? Și apropo, aceste formulări le puteți spune ori de câte ori aveți timp morți. Îmi spunea cineva ieri că le spune când plimbă câinele. E perfect, puteți spune când așteptați autobuzul, oricât simțiți că e pentru voi ok să le spuneți. Vedeți și am dat mai așa. Cred că vedeți. Ce măcar o parte. Ok, mai aveam 5. Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru, liberându-se și de creând de un zilion de ori, da, raită rogul de pe pot de pop, all nine shorts, poți. Am lucrat și cu soarele în program, astăzi nu avem soare, așa că hai, apa. Rugăm apa, spiritul, îngerul apei să ne contribuie mai mult cu sarea mării pentru curățări mai profunde în aceste aspecte în care lucrăm astăzi. Mulțumim, mulțumim, mulțumim. E atât de greu să... Cred că vedeți și epava. Și epava, știți care acea poveste a onestității, că a încercat să...
Nu stau bine? Să vedeți epava? Ok, vă văd pe invers și... Ok, hai că acum o vedeți. Epava, știți care e acea... Evanghelina se numește Epava, de la Costinești. Era al Onassis și a intenționat, a scufundat-o, în fine, a fost o ușoară împodmolire și apoi a dat-o cu toate puterile înainte, de asta a ajuns aproape de mal, pentru că ea era și veche și costa să o scoată de acolo și mai bine lua banii după asigurare, că erau mult mai mulți, da? Dar s-a aflat până la urmă și asta, de asta e o poveste a onestității, a fi vertical în viața noastră. Și tot ce ne împiedică să fim vertical, să fim onești, vreți să-i liberați, distrugeți și decreați de un duzină de ori, dar ai te rog, de bepo, de poc, all nine short spoils and beyonds. Când o să înțelegem cu adevărat că această conștiință universală ce înseamnă? Arăți cu un doge, trei se întorc spre tine și efectiv îți faci rău cuiva, faci rău în creație, în trăit sau chiar în zecit, se spune, și se întorc acele energii împotriva ta și apar pierderi mult mai mari decât erau atunci. Și de aceea e această lege a compensării, a legea echilibrului în univers, care e bine să ținem cont. Dacă am, vedeți că am o emisiune Știință Transformare Nutriție despre legile universului cu Alexandru Pârgaru în versiunea online, în cele... Le găsiți pe YouTube, Simona Ioniță Eden Center și emisiune TV Simona Ioniță. Cred că emisiune TV Simona Ioniță o găsiți. Dacă am ține cont de acele lege ale Universului, care le-am învățat și la bioenergoterapie, am creat o lume extraordinară, minunată și n-ar mai trebui să fie nici lacăte la case și totul ar fi perfect așa cum ar fi. Și tot ce a scos asta la suprafață, orice ne împiedică să ajungem la acea conștiință universală, de 1% se spune, dacă am fi la acea conștiință universală, am impacta instantaneu ca în experimentul celor 100 de maimuțe pe ceilalți. Orice ne împiedică să ajungem noi în primul rând la acea conștiință universală și să impactăm creșterea conștiinței universale în această lume. Vreți să eliberați distruge și de creați de multe zilion de ori? Da, rai te rog, de bepo, de poc, all nine short spoits and beyonds. Rai te rog, de bepo, de poc, all nine short spoits and beyonds. Poc în pot, poc în pot, poc în pot. Orice ne împiedică să înțelegem cu adevărat aceste legi ale echilibrului, să le aplicăm în viața noastră, să ne vină când avem nevoie de ele, să le aplicăm. Vreți să eliberați distrugeți și decreați de un deselion de ori? Da, right a rogu de bepo de poc, all nine shorts poits and beyonds. Right a rogu de bepo de poc, all nine shorts poits and beyonds. Poc pot, poc pot, poc pot, podem pot, podem pot, podem. Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurința și în totalitatea trecutului meu, a karmii mele, de familie și de neam? Ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce altceva e posibil pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Tot ce împiedică acest lucru liberat și de creați de multe zilion de ori, da, right a wrong, de bepo, de poc, all nine shows, poți and beyond, poc and pot, poc and pot, poc and pot. Și ce contribuție pot fi aceste trei formulări și următoarele, cea extra și cele trei specifice pentru voi, familia voastră și pentru toți din jurul vostru și toți din acest grup? Tot ce împiedică acest lucru liberat și de creați de multe zilion de ori, da, right a wrong, de bepo, de poc, all nine shows, poți and beyond. Hai te rog, de pot, de poc, all nine shows, poți în bion. Poc, pot, poc, pot, poc, pot, podem, pot, podem, pot, podem, pot. Și ce contribuție pot fi, măreață pot fi, pentru întregul univers? Cine sunt eu azi și ce alegeri mărețe, ce realizări mărețe și glorioase am astăzi? Și tot... Orice rezistență, orice scoate asta la suprafață, liberați despre și de creați de unde zile de ori, da, rai te rog, de bepo, de poc, all nine shows, poți în bion. Rai te rog, de bepo, de poc, all nine shows, poți în bion. Poc, pot, poc, pot, poc, pot. Ok, și acum formularea adăugată ieri pe care am curățat mult, deci cred că am spus-o de 50 de ori ieri, pentru că erau atâtea substraturi care tot apăreau și nu erau ușurință în energie încât trebuia curățat. Azi o spunem doar de 10. Cum îmi pot folosi talentele și abilitățile? Cea în care spuneam că
sunt și din viața anterioară, au fost și folosite și pentru întuneric, au tot apărut. Am formulat-o, cred că, în vreo 10 moduri diferite, în funcție de cum era nevoie atunci. Cum îmi pot folosi talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi folosesc o viață orgasmică? Cum pot să-mi vindec... cum pot folosi talentele și abilitățile ca să... ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot folosi talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi vindec trecutul talentele, cum pot să-mi folosesc talentele și abilitățile ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi vindec, să-mi folosesc talentele și abilitățile din viața asta, din alte vieți, ca să-mi folosite pe lumină, ca să-mi creez, vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot folosi talentele, abilitățile din viața asta și alte vieți pe lumină, ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot folosi pe lumină talentele, abilitățile din viața asta și din alte vieți ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot folosi pe lumină talentele, abilitățile ca să-mi creez o viață orgasmică și să-mi vindec trecutul și karma? Cum îmi pot folosi talentele și abilitățile pe lumină, talente și abilități din viața sau din alte vieți, ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum pot să-mi folosesc talentele, abilitățile pe lumină din viața asta și din alte vieți, ca să-mi creez o viață orgasmică și să-mi vindec trecutul și karma? Și tot ce împiedică acest lucru, tot ce a scos asta la suprafață, eliberați, distrugeți și decrează unde zile de ori, da, right a rogu de bepo de poco, all nine shorts, poți în bion. Right wrong with the web, pot de poc, all night shorts, poți în bios, pot. Cum poți folosi talentele, abilitățile pe lumină din viața asta și în alte vieți ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Cum poți să folosesc talentele și abilitățile pe lumină din viața asta și din alte vieți ca să-mi vindec trecutul karma și să-mi creez o viață orgasmică? Și tot ce predic acest lucru liberat, distrește și le creează în zile de ori, da. Right wrong, folosi sunetele. Avem un elicopter aici. Nu știu dacă l-auziți. Voi folosi sunetele. Sunetele sunt vibrație și sparg din această energie stagnată. Și tot ce împiedică acest lucru eliberat, despre și decrează de zile unde ori. Da, raite rogul de bepo, de poc, all night shorts, poți în bios. Pocă pot. Am curățat mai mult, dar parcă tot ar mai fi nevoie, dar asta e. Mai spune și voi. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Acum începe cu cele trei formulări specifice pe care le spunem de 30 de ori, da? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Sau luați programul pentru a lucra mai mult în întrebarea aia, da? Că ieri am lucrat 20 de minute pe asta. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru, eliberați distrugeți și decrează unul de zile unde ori, da. Raite rogu de bepo de poc, all night shorts, poți în bios. Raite rogu de bepo de poc, all night shorts, poți în bios. Pocă-n pot. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Tot ce împiedică acest lucru, eliberez, distrugi și decreez de unde zi de ori. Da, raite rogu de bepo de poc, all night shorts, poți în bios. Raite rogu de bepo de poc, all night shorts, poți în bios. Pocă-n pot. Următoarele 10. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Folosiți valul, că tot stă la mare.
Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam. Și tot ce împiedică acest lucru eliberat, distrug și de creează unde se lângă de ori. Da, right a rogu de bepo, de poco, all nine short voice and beyond. Deci valul vine din tălpile voastre până în creștetul capului și când coboară, coboară cu ce întunecat din corpul vostru. Intenția e importantă, da? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Tot ce împiedică acest lucru eliberați, distruge și decreați de un Dumnezeu lion de ori. Da, right a wrong, good a be, po de poc, all nine shows, poits and beyond. Right a wrong, good a be, po de poc, all nine shows, poits and beyond. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, po de pot, po de poc, po de poc. Să văd câtă baterie mai am, să n-am surprize. Dar de la lumina asta afară, cam greu să îți dai seama pe unde apeși ca să vezi. Pun așa un pic în ajut. Mai bateria, că vă cred așa. Ok. Seama. Hai să vedem, să-mi faci loc să vin. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitate a trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru eliberat, distruge și decrează un Dumnezeu lion de ori. Da, right a wrong, good a be, po de poc, all nine shores, poits and beyonds. Right a wrong, good a be, po de poc, all nine shores, poits and beyonds. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, po de pot, po de pot, po de pot. Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Ce energie, spațiu și conștiință pot eu și corpul meu fi pentru vindecarea cu ușurință și în totalitatea trecutului meu, a karmei mele, de familie și de neam? Și tot ce împiedică acest lucru eliberați, distruge și decrează un Dumnezeu lion de ori. Da, ai te rog, de pe pod, de poc, all nine shores, poits and beyond. Ai te rog, de pe pod, de poc, all nine shores, poits and beyond. Poc în pot, poc în pot, poc în pot.
Cum simțiți câmpurile voastre, corpurile noastre, acea popuse rusească care spuneam că suntem? Fizic, emoțional, mental, cauzal, budic, karmic, tot așa. Karmic chiar. Cum simțeați când spuneam mai rapid, sacadat? E o altă fel de vibrație care vine și sparge lucruri, sparge blocajele mult mai bine. Dar acum depinde cum e pentru voi. Dacă sunteți la început, e mai greu să le spuneți rapid. Și orice limitare de genul. Vreți să eliberați distrugerea și de creați de un zilion de ori? Că dacă sunteți la început, e mai dificil. Puteți avea rezultate mai mici, poate. Vreți să le eliberați distrugerea și de creați de un zilion de ori? Da, write a rock with the pep of the poc, all night short points and beyond. Write a rock with the pep of the poc, all night short points and beyond. Pot, poc, and pot, poc, and pot, pot, and pot, pot, and pot. Dăm și încărcător. Stânca. Cum se simt corpurile voastre în aceste curățări? S-au extins? Cum vă simțiți? Sunteți mai... mai ok? De cât erați înainte? Cum sunteți? Puteți comenta, puteți pune întrebări, trăiri. Dacă e vreun disconfort în corpul vostru, apropo, aveți deja instrumente anterioare, dar dacă e cineva nou, nou, care nu... Dacă e cineva nou, poate folosi, dacă e o zonă punctuală în care simțiți rece, cald, durere, presiune, gâdilat, o rezistență, o durere, ceva inconfort, faceți o explozie de foc divin, ca la Big Bang-ul inițial de creație a Universului, da? Dacă e o zonă mai extinsă, puteți cere apei să vină, mării, că tot este la mare, să vină dintr-o parte până în cealaltă a corpului, să curețe, sau să cereți Universului o cascadă de foc divin sau apă care curăță tot ce întuneca, malefic, nociv, pentru viață, sănătate. Creșterea voastră spirituală pe lumină. Amin, amin, amin. Ok. Puteți să mai dați like, să mai dați subscribe, să mai dați și dați. Acum îmi dau seama că nici eu nici n-am dat distribuire pe... pe grup și pe... Cum e? E corpul un pic ca o buzeală? Se mișcă energia mai altfel? Cum este pentru voi? Cum este pentru voi? Ok, și hai să trecem la a doua formulare. Cu câte din lucrurile care s-au implantat din pântec, în pântece, că sunt mai multe pântece, am avut mai multe vieți, da? Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care ți s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care ți s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționez în continuare, cu care nu trebuie să funcționez, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală.
câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai libera acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elibera acum, ți-ar oferi libertate totală. Ales să le elimini acum? Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care ți s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Și cu câte din lucrurile care ți s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Și cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Alegi să le elimini acum? E o simplă alegere. Alegi să le elimini acum? Alegi să le elimini acum? Realizând ce creează asta pentru tine? Și tot ce împiedică acest lucru, eliberezi, distrug și decreezi de un zelion de ori? Da, write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pot and pot, pot and pot, pot and pot. Hai să mergem cinci să fie. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Alegi să le elimini acum? Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, cu care nu trebuie să funcționezi, că dacă le-ai elimina acum, ți-ar oferi libertate totală. Cu câte din lucrurile care s-au implantat în pântece funcționează în continuare, care nu trebuie să funcționezi, că dacă le elimini acum, ți-ar oferi libertate totală. Le elimini acum și tot ce scoate asta la suprafață, tot ce împiedică acest lucru, eliberezi, distrug și decreezi de un zilion de ori? Da. Write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Poc and pot, poc and pot, poc and pot, pot and pot, pot and pot, pot and pot. Și a ieșit și soarele. Tot mi-a dat cu cremă de, de soare pe față, așa că am intrat la fix. Dar oricum știți că și când nu e soare, radiațiile oricum sunt. Ok, și ultima formulare. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești? Mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să percep, să știu, să fiu, să primești? Mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință și în totalitate trecutul puiu și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să percep, să știu, să fiu, să primești? Mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești? Mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să percep, să știu, să fiu, să primești? Mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Deci cu prosperitate în toate ariile ființei, ca ființă infinită ce sunteți. Și tot ce împiedică acest lucru, vreți să eliberați despre și de creați de un de zilion de ori? Da. Write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Write a rogue, de bepo, de poc, all night shorts, poids and beyonds. Poc and pot, poc and pot, poc and pot. Pot de pot, pot de pot, pot de pot. Oh.
Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul, să-mi cresc cu ușurință o realitate de viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință și în totalitate trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Deci în armonie în toate arile ca ființa infinită care sunteți. Ce anume trebuie să percep, să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Și tot ce împiedică acest lucru, vreți să liberați distrurile și de creează de unul de zile de ori? Da, write a rog, de bepo, de poco, all night shows, poți and beyond. Write a rog, de bepo, de poco, all night shows, poți and beyond. Pot. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință și în totalitate trecutul și karma și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Mami, rupi acolo! Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite... Oh, no. Să curăță, nu glumă. Eliberare. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o altă realitate de viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință și în totalitate trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Deci în armonie, în toate arile vieții ca ființa infinită care sunteți. Și tot ce împiedică acest lucru, eliberați de suflet și de creați de un de zilion de ori. Da, write a rog, de bepo, de poc, all night shores, poets and beyond. Write a rog, de bepo, de poc, all night shores, poets and beyond. Pot. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești, mi-a permite mie să vine cu ușurință trecutul. Și să-mi creez cu ușurință o altă realitate de viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești, mi-a permite mie să vine cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Și ce anume... Trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o altă realitate de viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Ce anume trebuie de asemenea să percep, să știu, să fiu, să primești și mi-a permite mie să-mi vindec cu ușurință și în totalitate trecutul și să-mi creez cu ușurință o viață orgasmică. Tot ce împiedică acest lucru, eliberați despre și de creează un de zile unde ori. Da, write a rog, de bepo, de poc, all night shows, poți and beyond. Write a rog, de bepo, de poc, all night shows, poți and beyond. Pot. Și ce contribuție maximă pot aduce aceste formulări și eu pentru voi, pentru familiile voastre și întregul univers. Și tot ce împiedică acest lucru, eliberăm despre și de creează un de zile unde ori. Da, write a rog, de bepo, de poc, all night shows, poți and beyond. Pot. Simțiți corpurile, câmpurile. Apropo, hai să vedem cum e centrul inimii. Cum e centrul inimii acum? E și mai expandat? Și să mai facem altceva. Barierele jos, deci efectiv împingeți din cap în jos. Barierele jos, aceste protecții, rezistențe rămase. De fiecare dată se curăță ce e în drept din să curețe, da? Barierele jos. Puteți efectiv merge cu mâinile de sus în jos și chiar simțiți la un moment dat iarăși la fel, o rezistență unde sunt barierele și le împingeți mai jos. Barierele jos.
barierele jos. Și barierele jos. O să facem luni, cred că. E foarte important, deci, dacă tot ați încercat cu lupta, a scoate și voi sabia și celălalt sabia și n-a mers, încercați cu asta. Barierele jos, barierele jos, barierele jos și voi deveniți așa salcie în vânt care lasă prin ramurile ei să treacă energia. Și sunt tehnici speciale în care dați sau primiți energie. Deci dați energie sau trageți energie de la persoana respectivă, dar sunt situații specifice, o să vorbim luni. Când începeți cu una, când începeți cu cealaltă. Ideea e că până la urmă exact ce facem noi în acest grup, expandăm de la noi în exterior și ajungem la a primi și a expanda această energie, a crește prin sinergie, interacțiunii și această colucrare. Și o să vedeți că lucrurile se așează cu totul altfel. Nu din luptă și încrâncenare, ci din acceptare și dăruire și primire. Deci barierele jos, barierele jos, barierele jos. Încercați doar cu instrumentul ăsta, cei care nu vreți neapărat să intrați în program. Doar barierele jos, barierele jos, barierele jos, când e cineva agresiv cu voi. Și vedeți ce simțiți și cum simțiți. Și acum hai să simțiți iarăși câmpul inimii. Energia centrului inimii. Ia uitați, mult mai amplă la mine. Cum e la voi? Cum e la voi? Deci doar asta cu barierele jos, iarăși acolo a expandat foarte mult. În afară de curățări, cum am atestat înainte, sau formulările. Ok. Și stăm în această liniște, armonie. Oferim intenția de conectare la Tatăl Ceresc. Oricum noi avem conexiunile astea făcute, le mai întărim doar, să aibă diametru mai mare. Oferim intenția de conectare din inimă la Tatăl Ceresc. Lăsăm un fir în sus, mulțumim de ancorare. Cerem energia optimă de vibrație optimă în locurile optime pentru noi. Și la fel și la Mama Pământ. Din inimă oferim intenția de conectare la Mama Pământ. Lăsăm un fir care merge în jos atât cât e confortabil în acest moment. Fiind am făcut pe larg program. Mai jos și mai jos, pune fix ancorat, mulțumim ancorului că a avut loc și rugăm să dea energia optimă de vibrație, optimă în locurile optime pentru noi, care se conectează în inimă, echilibrare feminin-masculin și armonizare cu noile vibrații ale cerului și pământului din jur, echilibrare feminin-masculin și armonizare cu noile vibrații cer-pământ. Mulțumim conectărilor, curățărilor, energizărilor care au loc și din inimă expandăm și mai mult și ne extindem în întreaga clădire în care suntem, în cartier, în sector sau oraș, în județ, în întreaga țară în care suntem și facem luminițe interconectate între noi în diverse continente, expandându-ne apoi în întreaga planetă. Și în interiorul planetei, explozie de foc divin din interior spre exterior, ne expandăm în întregul sistem planetar, toate planetele sistemului planetar, inclusiv Soarele. Și mai mult, Calea Lactee și întregul univers și multiuniversuri și universuri paralele și întreaga infinitate a universului. Mergeți până acolo unde sunteți confortabil voi, în funcție de cum ați lucrat. Mulțumim ancorului care a avut loc. Și rugăm întregul univers, pământ, cer, entități de lumină închinate luminii, slujba luminii, elementar, natură, mare, mani, umanoizi, să contribuie în viața noastră. Ce sunt fire care vin din exterior și intră în aura noastră. Rugați să contribuie pentru îndeplinirea scopului vieții noastre, pentru vindecarea trecutului, karmei, crearea unei vieți orgasmice. În drept divin, în voie divină, contribuie cine dorește și cât dorește. Rugați să contribuie în drept divin în viața noastră, vindecarea trecutului karmei și crearea unei vieți orgasmice. Amin, amin, amin. Și sunt fire, multiple fire care vin din diverse părți și se agață în aura noastră. Observăm cum aura noastră se luminează și mai mult. Și din prea plinul ei dăruiește prin aceste fire înapoi.
și primim și mai mult. Și e ca o pulsație, ca o pulsație a câmpurilor noastre în care primim și dăruim. Primim și dăruim, amplificându-ne energia din ce în ce mai mult. Din această sinergie 1 plus 1 fac 3, prin interconectare. Și mai mult, proiectăm în fața noastră pe cei dragi, cei din familie. Pot fi și de la serviciu sau, eu știu, lucru, oameni cu care vă întâlniți mai des și, în special dacă aveți conflicte, puneți în fața acolo. Proiectăm și conducătorii acestei țări, acestei lumi. Și lăsăm și pe ei să primească din această pulsație de lumină care o facem în jurul nostru, din această lumină, în drept divin, în voie divină, pentru a lua cele mai bune decizii pentru această țară, această lume și pentru relația cu voi. Amin, amin, amin. Dacă aveți un proiect, am lucrat și o tehnică cu acel proiect, puteți să faceți și acea tehnică în care îi dați energie proiectului vostru. Mulțumim curățărilor care au loc, amplificării energiei care au loc, are loc. Puteți să mai stați, că simțiți să mai stați în acea energie. Rugăm pe cei dragi să-și ia cât au un drept divin, cât vor să-și ia un drept divin acum. Și rămânem această făclie în lumină, în această lume, expandați cu barierele jos, contribuind în viața noastră și a celorlalți. Amin, amin, amin. Când e momentul, puteți să vă faceți și rădăcini din tălpi, să vă rădăcinați în această lume în care trăim, pe planeta Pământ, lumea de mijloc, cum o numesc șamanii. Mulțumim. Și vă întoarceți aici și acum în această lume, când e momentul. Rugăm Tatăl Ceresc pe Mama Pământ să ne dea energia optimă, de vibrație optimă pentru noi, de umplerea golurilor din câmpurile noastre, goluri preexistente sau goluri făcute în aceste curățări. Și întreaga noastră aură se umple și mai mult de lumină. Mulțumim ființelor de lumină închinate luminii, slujba luminii care ne-au ajutat, Tatălui Ceresc, Mamei Pământ, tuturor celor participanți cu energia lor, în sprijinire creșterii conștiinței universale. Amin, amin, amin. Și ori de câte ori simțiți că aveți nevoie, puteți folosi unele din aceste instrumente cu care ați rezonat, să faceți unele din aceste curățări care le-am făcut astăzi. Amin, amin, amin. Și dacă ați rezonat cu acest mod de a lucru, vă invit să vă înscrieți pe bit.ly/recreare zi. Hai că am început și eu să curăț. Tot ce a scos asta la suprafață, tuția copilului, că de multe ori și el e un instrument. Orice rezistență în a comunica în această lume, a fi înțeleși de ceilalți. Orice rezistență în a vă arăta așa cum sunteți și orice rezistență de a transmite creșterea conștiinței în această lume și pe voi așa cum sunteți, vreți să eliberați
Vreți să eliberați, distrugeți și decreați de un de zile unde ori? Da, raita rog, de bepo, de poc, all night short spoils and beyonds. Raita rog, de bepo, de poc, all night short spoils and beyonds. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, pot în pot, pot în pot, pot în pot. Din păcate, da, mulți avem problemele astea pe comunicare, care zora gâtului. Problematică, amin, amin, amin. Și tot ce a scos asta la suprafață liberală, de și de creează un simon de da, raită rogul de bepo de poc, all night shows, poeți în bionț. Raită rogul de bepo de poc, all night shows, poeți în bionț. Poc în pot, poc în pot, poc în pot, pot în pot, pot în pot, pot în pot. Credeam că am terminat pe ziua de azi, a apărut altă energie de curățată. Și ok, așa cum este, Kinder cu surprize. Deci dacă ați rezonat cu aceste moduri de lucru, puteți să mă scrieți pe bit.ly/recreare zi, ori la sesiunea gratuită de vinerea, ori la întâlnirile zilnice care le facem. Și scrieți-mi și pe 0740176750, ca să, poate nu s-a atentă, să vă introduc mai repede pe grup, dacă e cazul. Și ce contribuție maximă pot fi eu și acest grup pentru voi și familia și întregul univers. Și tot ce împiedică și ce altceva e posibil pentru a impacta mai mult în această creștere conștiinței universale și reașezarea vieții pe un drept divin, vindecarea trecutului și a karmei. Și tot ce împiedică acest lucru, liberăm despre și de creând de unde zile unde ori, da, la te rog, de meu, poate fac call, la și o spoiție biod. Hai te rog, de meu, poate fac call, la și o spoiție biod. Pocă pot, pocă pot, pocă pot, poate pot, poate pot. Și să ne revedem când ne mai revedem, ori dimineață, luni dimineață, ori la cursul de sâmbătă de marți, ori la o terapie privată, ori când o mai fi. La revedere! Și nu uitați, dați like, share și împărtășiți cu ceilalți pentru a impacta mai mult.